doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. Alimentele gratuite de la Uniunea Europeană rămân în depozite și asta întrucât beneficiarii nu vin să le ridice. Dacă în primele zile a fost coadă la cantina de ajutor social, locul de distribuire a produselor, acum aici s-a așternut liniștea. Nimeni nu mai solicită alimentele gratuite. Comisia de circulație s-a întrunit astăzi la primărie pentru stabilirea unor măsuri în vederea fluidizării traficului din orașul nostru, dar și a siguranței rutiere. Lucrările au început chiar în această zi, cu amenajarea sensului giratoriu din apropierea casei de cultură. Urmează refacerea marcajelor pe străzi, acolo unde acestea nu mai sunt vizibile. A doua șansă de obținere a diplomei de bacalaureat pentru absolvenții de liceu. Pentru candidații din zona Făgărașului, sesiunea de toamnă a examenului de maturitate se desfășoară în centrul de la Colegiul Național Radu Negru. Sesiunea a doua a bacalaureatului 2016 are aceeași structură cu cea din vară, adică probele de competențe, care sunt orale, și probele scrise. Doar puțin peste jumătate dintre cele aproximativ 3.000 de persoane din municipiul Făgăraș care beneficiază de ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană și-au ridicat până în prezent produsele alimentare distribuite de primărie prin Serviciul Public de Asistență Socială. Asta deși campania de distribuție s-a desfășurat mult mai bine decât anul trecut, după cum susține conducerea serviciului. Deci distribuția conform programului operațional pentru persoane defavorizate, anul acesta față de anul trecut, s-a desfășurat în luna iulie, față de anul trecut când primeam aceste alimente undeva în luna noiembrie. S-a desfășurat mai bine din punct de vedere al prefecturii, care a organizat acest subiect mai bine decât anii trecuți, deoarece au venit eșalonat aceste alimente. Noi putând astfel să le distribuim dintr-un singur punct de lucru, adică de la cantina de ajutor social. În continuare trebuie să vină conform listelor, să confrunte acele liste, să vadă dacă se regăsesc acele liste și vor primi după categoriile sociale pe care le prevede legislația. Au venit cam 3/4 din beneficiari, au mai rămas ceva de distribuit, dar aceasta este tot o deficiență a organizării din punct de vedere național, deoarece aceste liste se primesc undeva în lunile ianuarie și ele au fost distribuite în iulie. Categoriile de persoane care beneficiază de ajutoarele alimentare sunt familiile și persoanele beneficiare de ajutor social, beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, șomerii care primesc o indemnizație de până la 450 de lei inclusiv, dar și cei care nu beneficiază de indemnizație. Alte categorii sunt pensionarii cu pensii sub 450 de lei cumulate, persoanele cu handicap grav și accentuat neinstituționalizate, adulți și copii, dar și persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete realizate sunt de până la 450 de lei pe lună de persoană inclusiv și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile precizate stabilite prin dispoziția primarului. Ridicarea ajutoarelor alimentare se face pe baza prezentării actului de identitate și a documentelor justificative necesare valabile la data distribuției produselor. În cadrul programului, ajutoarele sunt distribuite în două cutii de carton cu conținut identic în fiecare cutie, aflându-se 10 produse. Ajutoarele alimentare se distribuie la cantina socială din Făgăraș, de pe strada Ioan Codru Drăgușanu, de luni până joi, între orele 8:15 și vinerea, între orele 8:13. Polițiști și angajați ai primăriei de la Serviciul Public al Domeniului Public și Privat au ieșit astăzi într-una dintre cele mai circulate intersecții din oraș pentru a trasa marcajul noului sens giratoriu și pentru a muta trecerea de pieton din apropierea casei de cultură mai departe de rondou, așa cum prevede legea circulației. Comisia de circulație s-a întrunit în această dimineață la primărie și a stabilit măsurile necesare în vederea fluidizării circulației. Trebuie să fluidizăm și ideea amenajării rutiere sens giratoriu la intersecția străzilor Bulevardul Mirii, Pasiul Alexandriei.
Această amenajare rutieră considerăm că este benefică pentru traficul din oraș. În această locație, nu de puține ori, având loc blocaje ale traficului, este fiind pătrunderea foarte grea ajutorul în intersecție despre strada Vasile Alexandri, cât și blocarea celor de obiectivul care se poate principal. Odată cu construcția acestei amenajări rutiere, sperăm că se poate bloca în mare majoritate traficul în aceste intersecții. Totodată vreau să recomand participanților la traficul în partea de piatră, care pot folosi trecerea de piatră, care pot bloca acest giratoriu, să observe faptul că ea va fi mutată la o anumită distanță față de sensul de giratoriu pentru a nu perturba circulența traficului în sens. Sperăm că această amenajare rutieră care va fi amplasată în această locație va mai calma, în oricare măsură, și traficul greu care, din păcate, la această dată circulă pe această arteră. Totodată luăm în considerare, reducerea regimului de viteză pe la viteză inferioară și chiar supravegherea respectării acestei rotunde. Inclusiv atunci și rutierul și celelalte procedurile. Trecerile de pieton, dar și marcajele rutiere longitudinale vor fi refăcute pe străzile din Făgăraș, așa cum a stabilit Comisia de Circulație, acolo unde acestea s-au deteriorat și nu mai sunt vizibile. Lucrările au început de astăzi, la intersecția unde se amenajează sensul giratoriu. Muncitorii instalează pe diferite porțiuni unde lucrează dispozitive de semnalizare. În urma analizei în Comisia Rutieră, s-a constatat necesitatea amenajării unui nou sens giratoriu în intersecția DN1 Vasile Alexandri Casa de Cultură pentru fluidizarea traficului rutier. În momentul de față efectuăm lucrările, o parte din lucrările de marcaje, urmând în etapa a doua, după montarea indicatoarelor, să finalizăm amenajarea noului sens giratoriu. În urma analizei și cu poliția rutieră, rămâne amplasamentul care este în momentul de față, iar trecerea de pietoni se va modifica pentru că este în apropierea sensului giratoriu, ea fiind modificată la cel puțin 25 de metri de noul sens giratoriu. Lucrările de refacere a marcajelor rutiere vor continua și în următoarele săptămâni cu principalele artere de circulație, urmând ca apoi să se intre și pe străzile secundare. Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să reducă viteza pe străzile pe care se execută lucrări și să ocolească benzile pe care marcajul este proaspăt refăcut. Patru centre de examen se deschid în județul Brașov pentru bacalaureatul de toamnă. 981 de candidați sunt înscriși pentru a susține examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie. Inspectoratul Școlar Județean Brașov va afișa deja arondarea școlilor pe patru centre de examen în tot județul. Unul dintre acestea este stabilit la Colegiul Național Economic Andrei Bârseanu. Pentru zona Făgărașului, o subcomisie la care sunt arondate unități liceale din județ este deschisă la Colegiul Național Radu Negru. La aceste două centre sunt înscriși în total 443 de candidați. A doua sesiune a examenului de bacalaureat începe în data de 16 august, adică săptămâna viitoare, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A. Până în data de 19 august, candidații susțin probele orale, iar din 22 august încep probele scrise cu cea la limba și literatura română. În data de 23 august este programată proba scrisă la limba maternă, în 24 august proba obligatorie a profilului, iar în 26 august proba la alegerea profilului și specializării. Rezultatele vor fi afișate în data de 29 august până la ora 16, iar cei nemulțumiți vor putea depune contestații până la ora 20 în aceeași zi. Rezultatele după corectarea contestațiilor vor fi afișate pe data de 1 septembrie.